a contribuit la apariția așa numitei mentalități de casino. Mulți creștini, comportându-se de parcă Dumnezeu ar conduce o loterie și de parcă tot ce trebuie să facă este să aducă un dar mare și să aștepte producerea unei minuni. În administrarea creștină a vieții, ascultarea face mai mult decât jertfele. Ellen White afirmă, creștinii sunt în siguranță numai atâta timp cât câștigă bani respectând îndrumările lui Dumnezeu și cât îi folosesc în direcțiile pe care le poate să fie binecuvântate. Apel. Dumnezeu vrea să ascultăm, să slujim și să urmăm cu toată inima și nu doar de fațadă prin împlinirea superficială a anumitor ritualuri. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Tatăl nostru din ceruri, mulțumim pentru sănătate, pentru locurile de muncă, pentru pacea din țară. Mulțumim că ne porți de grijă fiecăruia dintre noi. Mulțumim pentru darurile care s-au strâns și te rugăm, Doamne, să le folosești acolo unde e nevoie de ele. Ajută ca prin ele cât mai mult să cunoască cuvântul Tău și să se întoarcă la Tine. Acolo unde n-ajung, Tu poți să le mulțești, Bunule Părinte, și pentru aceasta îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Psalmul 12. Vină un ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor.
Oamenii își spun minciuni unii altora. Pe buze au lucruri lingujitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească Domnul toate buzele lingujitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișnua cei răi, cât domnește ticăloșia printre fiii oamenilor. Amin. Astăzi eu vreau
grupați, mai grupați, mai, mai aproape, mai aproape. Așa. Și Irene vine mai aproape puțin. Haide, haide, mai aproape, mai aproape. Copii, cine dintre voi are 9 ani? Ia să văd mâna sus, câte persoane avem? O, avem, avem câțiva copii care au 9 ani. Mulțumesc! Eu am să vă spun despre o fetiță. Sunteți atenți la mine? Ia să văd. Cine este atent? O fetiță care avea 9 ani. Ea mai avea o soră geamănă și amândouă se înțelegeau foarte, foarte bine. Încep să vă spun această întâmplare de la 9 ani și mai vorbim așa și mai aflăm și pe la alte vârste ce s-a mai întâmplat. Într-o zi, ea se ducea la când se întorcea de la școală, ea era o fetiță foarte, foarte isteață, îi plăcea să învețe, tot timpul era cu mâna pe sus, ea știa să răspundă la toate întrebările, era foarte, foarte activă, îi plăcea să citească, îi plăcea să cânte, era deosebită și ea și sora ei. Într-o zi când se întorcea de la școală, erau ele două, surorile gemene, și încă o colegă de-a lor, toate trei. Ele traversau o intersecție și de atunci din spate au auzit că cineva aleargă după ele. S-au întors să se uite și au văzut că era o altă fată, dar era puțin mai mare, avea 13 ani. Și acea fată, nu știu, s-a supărat pe ele dintr-un motiv foarte, foarte mărunt. Și așa că era atât de supărată și de nervoasă și alerga către ele. Atunci și ele, pentru că mama lor le învățase, atunci când intră într-un conflict sau ceva se întâmplă, ele să înceapă să alerge cât mai tare să ajungă acasă. Ele au început să alerge, să fugă. Și în timp ce una dintre fete a întors capul să vadă dacă fata din spate le prinde, în timp ce ea a întors capul să se uite, chiar atunci fata aceea de 13 ani avea o piatră în mână și a aruncat după ele. Și unde credeți că a lovit-o? Chiar la față, la nas a lovit-o, atât de rău încât ea a căzut jos, a leșinat. A stat acolo câteva momente, au venit niște oameni, au dus-o într-un magazin din apropiere, a stat puțin acolo. Acei oameni s-au oferit să o ducă acasă cu căruța și cu calul, dar ea a spus, nu, mă descurc, am să plec singură acasă. A făcut câțiva pași și a dat seama că nu se descurcă chiar bine și atunci colega ei și sora au luat-o bine de brațe și au dus-o până acasă. A ajuns acasă, mama ei a rămas atât de surprinsă și atât de tristă a fost când a văzut-o pe fetița ei atât de rănită. A început să o îngrijească, au chemat medici, dar ea, timp de 3 săptămâni de zile, nu a putut să se ridice din pat și chiar nici să vorbească, nu a făcut absolut nimic, deci era în comă. Era adormită, cum ar fi. Și ea, după ce s-a trezit, au dus-o la medici, a început recuperarea, a început să facă tratament, să înceapă să se refacă. Ea, fața ei nu mai arăta așa de frumos, se schimbase, era învinețită, era rănită, era pansată, era... În timpul acesta, cât ea făcea tratamente și încerca să recupereze, cea mai mare supărare a ei, știți care era? Că nu se mai putea duce unde? La școală, era atât de tristă că nu putea să mai învețe și să meargă la școală. Dar cu toate acestea, pentru că avea mai mult timp liber, ea a început să studieze foarte mult din Biblie și s-a apropiat mai mult de Dumnezeu și timp de 2 ani de zile ea a studiat mult. Și după 2 ani de zile, când ea a împlinit 11 ani, ea a decis să se boteze, pentru că a găsit în Biblie scris că botezul se face prin scufundare. Ea a cerut să fie botezată prin scufundare. Am uitat să vă zic că perioada aceasta, cât ea era la pat, profesorii au decis să o îngrijească chiar persoana aceea care a lovit-o. Fata aceea de 13 ani trebuia să o îngrijească.
Deci după ce s-a botezat la 11 ani, știe cineva să-mi spună cum o chema pe fetița aceasta? Hai dintre copii! Ați mai auzit de ea? Ia să văd. În afară de Alicia, că știe de acasă. Ia să văd. Cine știe? Ați auzit de această fetiță? Știi tu, Irene? Nu știe nimeni? Hai să vă dau un indiciu. Avea o soră pe care o chema Elizabeth. Ați ghicit? Cum? Ia. Ellen White. Ți-a suflat ție cineva. Bravo, Aida! Ellen White, așa este. Voi știți, ați auzit de Ellen White? Știți cine este această persoană? Uite, eu v-am povestit așa puțin până la 9 ani, pe la 9, la 11. Ia spune altfel. Ellen White a fost o doamnă care predica pentru Isus. Slujitoarea lui Isus. Bravo, foarte frumoase răspunsuri. Cine mai știe să ne spună ceva despre Ellen White? Ia spune. Ellen White a fost cu mine. A fost cu tine? Bravo! Prin cărțile pe care le-a scris, bănuiesc. Bun. Vă mai spun că Ellen White s-a căsătorit la vârsta de... 17 ani. Greșit. Erai pe aproape. 20. 18. La vârsta de 16 ani. Deci, așa cum voi ați mai spus, Ellen White îl sluja pe Dumnezeu. Ellen White a fost aleasă de Dumnezeu, el i-a vorbit ei, iar ea, ce-i vorbea Dumnezeu, scria. Așa, pe scurt. Bun. La 17 ani, Ellen White a avut prima viziune. Ce înseamnă o viziune? Ia spune-mi, Albert. Viziunea înseamnă ceva care tu vezi, iar celălalt din jurul tău nu o văd. Este ceva imaginar. Este ceva imaginar. Suntem pe aproape. Deci, viziunea... Hai să spunem așa în câteva cuvinte, pe înțelesul copiilor, este ceva ceea ce Dumnezeu îți spune doar ție, tu știi, auzi, înțelegi și apoi, după ce ai terminat acea viziune, tu te apuci să scrii, da? Bun. Ellen White a trăit 87 de ani. Ia să vedeți... Chiar dacă ea nu s-a mai dus la școală, deși i-a părut foarte rău, i-a învățat apoi foarte, foarte mult și a citit mult. A scris peste 49 de cărți și peste 5.000 de articole. A fost numită femeia scriitor cea mai tradusă din istoria literaturii și cel mai tradus autor american. A avut peste 2.000 de viziuni. Ce ziceți din atâtea cărți pe care Ellen White le-a scris? Voi ați citit vreo una? N-am citit? Am citit. Eu știu mulți copii care au citit cărți de-ale ei. Uitați, eu săptămâna aceasta când m-am gândit câte cărți a scris Ellen White, m-am gândit să-mi fac și eu cărticica mea. Ea a scris atâtea și eu să nu știu să scriu nicio carte și am scris o carte și mi-am scris aici toate lucrurile importante pe care vouă vi le-am spus acum și cărticica asta o să mi-o păstrez. Vreți să faceți și voi o cărticică? Da? Uite, eu am să vă dau câte o foaie la toți. Ajută-mă tu, Monica. Am să vă dau o foaie și voi tăiați și decupați din foaie până când faceți file pentru o carte, da? Și faceți voi câte vreți, da? Și ce scriem în cartea noastră? În prima jumătate a cărții scriem cărțile pe care noi le-am citit despre scrise de Ellen White. Și în a doua jumătate a cărții scriem titluri de cărți pe care noi dorim să le citim. În total să avem cât mai multe titluri de cărți scrise de Ellen White. Iar sâmbăta viitoare trebuie să veniți cu cărticica, pentru că la povestea de sâmbăta viitoare trebuie să arătăm fiecare cărticica, da? Părinții o să vă ajute la această activitate. Să știți că pe mine m-a ajutat Alicia la cărticica asta, că nu prea m-am descurcat singură.
Cine îmi promite că sâmbăta viitoare aduce cărticica? Așa, lucrată și scrisă în ea titluri de cărți scrise de Ellen White. Tu aduci, bravo! Ia să văd! Să văd cine îmi promite, că am ceva să dau pentru cei care îmi promit. Cine îmi promite? Cine îmi promite? Tot! Gata! Uite, luați de aici fiecare, asta o să vă ajute foarte mult să faceți cartea. Dacă mâncați asta de aici, o să vă ajute mult.
pacea Domnului. Ne bucurăm din suflet că suntem cu dumneavoastră astăzi aici. Vă felicităm pentru programele pe care le faceți. Mulțumim organizatorilor care, numai cine n-a organizat, nu știe câtă muncă este. Le mulțumim. Iar beneficiarii sper să fim cu toții. Pentru astăzi am pornit de la ideea că noi, adventiștii de ziua șaptea, suntem depozitarii unor informații despre sănătate deosebit de importante, care ne-au fost date cu foarte mult timp înainte, pe la anul 1800 și ceva, și copiii astăzi învățau despre lucrul acesta și învățau foarte frumos și sigur vor scrie și cărțile despre sănătate în cărticelele lor. Și probabil toate acele informații astăzi sunt de o actualitate fantastică. Ne mirăm cât de actuale sunt și noi, ca medici, ne mirăm cât de actuale sunt și poate că suntem vinovați. Unii dintre noi poate am făcut ce am învățat pentru noi și familiile noastre, dar n-am transmis mai departe. Alții poate nici n-am făcut pentru noi și nici n-am transmis mai departe. Rolul acestor programe, bănuiesc că este pentru a învăța noi bine și a transmite mai departe semenilor noștri, indiferent de ce religie sunt, indiferent de ce sex sau de ce altă categorie socială sunt, să le transmitem aceste informații, care acum, în secolul 21, aparent sunt simple pentru noi. Și tot spunem, a, păi asta am mai auzit-o. Da, dar să știți că foarte multă lume trăiește în ignoranță și este bine să le spunem. Dumnezeu ne-a dat această misiune. Noi trebuie să spunem oamenilor despre reforma în sănătate. Pentru astăzi m-am gândit să vorbim despre o boală extrem de frecventă, nici măcar nu bănuiți cât de frecventă este. Dar înainte de a vorbi despre bolile psihice, că despre asta vreau să vorbim, aș vrea să priviți o schemă care se potrivește pentru absolut toate bolile. Nu există boală care să nu se încadreze în această schemă. Deci, noi, aproape marea majoritate, ne naștem sănătoși. Deci facem parte din populația sănătoasă. Dar, la un anumit moment, un agent cauzal, un factor de risc, cum ar fi bacterii, virus, ciuperci, alimentație proastă, consumul de droguri, de alcool, de tutun sau, eu știu, traumatismele, accidentele, la un anumit moment, acest agent cauzal ne trece din faza de om sănătos într-o boală. Acum, boala poate să nu fie evidentă de la început, că cel care fumează, nu când începe să fumeze, face cancerul și nu simte nimic o perioadă lungă de timp. Este această perioadă de incubație când omul nu știe ce face în organism acești factori. La un moment apar însă simptomele, apare boala. Problema este că noi, cel mai bine și cel mai corect, ar fi ca în această perioadă de sănătate, noi să avem grijă de sănătatea noastră. Să nu ajungem să ne îmbolnăvim, că apoi e mai greu. Deci cel mai mare beneficiu este în perioada de sănătate. Avem ceva de făcut în toate fazele bolii, dar cel mai bine este în perioada de sănătate. Și aici
Dumnezeu ne-a dat ceva, pentru că a gândit ca noi să trăim sănătoși și fericiți. Scopul fundamental al educației, ceea ce facem și noi astăzi, este de a menține și de a îmbunătăți calitatea vieții. Am să vă dau câteva definiții ale sănătății de care sunt convinsă că le-ați auzit. Toată lumea, cred că toți medicii care au trecut pe la dumneavoastră vi le-a spus. Dar nu e rău să repetăm. Deci sănătatea e comoara cea mai prețioasă și cea mai ușor de pierdut. Totuși, din păcate, cel mai prost păzită. Sănătatea e darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă. Sănătatea este o comoară pe care puțin știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea. Sănătatea este unitatea ce dă valoare tuturor zerourilor vieții. Caracterul permanent al educației pune în evidență faptul că aceasta se exercită asupra omului pe toată durata vieții sale. Omul cât trăiește, învață. Nu cred că cineva de aici poate să-mi spună în acest moment că știe absolut totul. Cred că avem de învățat în fiecare moment al vieții noastre. La vreme de bilanț, și nu de mult am trecut prin această perioadă, la începutul anului de obicei, majoritatea ne luăm timp să facem un inventar al vieții de până acum și în același timp privim înainte și luăm decizii prin care sperăm să realizăm mai mult, să înțelegem mai mult din sensul vieții noastre. Obiceiurile sănătoase sunt adesea pe primele locuri pe astfel de liste și nu întâmplător, fără sănătate, toate celelalte bunuri vremelnice își pierd valoarea. Este adevărat că v-ați pus ținte la începutul anului? Da, eu și cu prietena mea care este, ne-am pus o țintă vis-a-vis de sănătate. Sper să ne și ținem. Vă invit în cele ce urmează la o recapitulare a câtorva obiceiuri sănătoase care pot literalmente prelungi viața. Acum știu, o să-mi spuneți, păi le știm. Le-am auzit de atâtea ori încât nu înțeleg de ce a mai venit și doctorița asta să ne mai spună încă o dată. Asta este. Repetiția este mama învățăturii și poate cineva din această sală astăzi învață ceva. Dumnezeu ne-a pus intenționat la îndemână 8 remedii simple pentru păstrarea în bune condiții a sănătății. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Ne spune Filipeni 4:19. Nu vă faceți probleme, nu o să le iau și o să le repet, ci doar câteva cuvinte despre fiecare. Poate grafica este diferită de ce ați văzut până acum. Deci cele 8 remedii simple le știți, da? Ia, să auzim. Haideți. Mai tare, că n-aud. Apa, aerul, alimentația, odihna, soarele, exercițiu fizic, temperanță. Deci, soarele, aerul, nutriția, alimentația, apa, temperanța, ascultare de Dumnezeu, tihnă, odihnă și exercițiu fizic. Le-am pus în ordine asta ca să ne dăm seama că ele ne oferă sănătate. Soarele. 10-15 minute de expunere la soare sunt suficiente. Permiteți soarelui să pătrundă în încăperile locuinței dumneavoastră. Faceți mișcare în aer liber să vă bucurați de soare. Evitați arsurile solare. Aerul. Faceți exerciții în aer liber, concentrați-vă să respirați mai profund, deschideți larg ferestrele, lăsați să intre aer curat
în camere. Nutriția, alimentația, aici mi-am permis câteva slide-uri mai multe. Servește în fiecare dimineață un mic dejun consistent pentru o performanță psihică și fizică optimă. Consumă pâine neagră și cereale integrale. Consumă fructe și verdețuri în fiecare zi. Evită carnea grasă, laptele integral, untul gras. Uleiurile vegetale sunt mai sănătoase. Consumă-l zilnic nuci, pentru că au grăsimi sănătoase și te protejează contra bolilor de inimă. Ingestia crescută de sare crește riscul de hipertensiune arterială la un număr important de oameni. Obișnuiți-vă să gustați hrana înainte să-i adăugați sare. Iar dacă vi se pare că are nevoie de ceva care să-i amelioreze gustul, încercați mirodenii vegetale, condimente blânde, în loc de sare. Dacă totuși apelați la sare, folosiți-o cu economie. Evitați chipsurile, brânza sărată, murăturile, tot ce este foarte sărat e bine de evitat. Apa, un alt remediu, consumați 2-3 litri de apă pe zi, aproximativ 9-10 pahare. Temperanța, evită fumatul și consumul oricărei forme de tutun, precum și fumatul pasiv. Nu cred că e cazul să vă spun dumneavoastră. Prezentarea se vrea a fi și pentru cei care nu și pentru cei care fumează. Nu se recomandă consumul de alcool și rămâi în limitele unei relații monogame, practică abstinența. Și nu degeaba am pus telefonul mobil acolo, că este, trebuie să avem temperanță și în mass media. Că telefonul, Facebook-ul, internetul și toate celelalte ne ocupă foarte mult timp. Deci și temperanță și în lucrurile acestea. Ascultarea de Dumnezeu și după cum vedeți, mi-am făcut lecțiile, am pus biserica dumneavoastră, participă regulat la întrunirile religioase ale comunității căreia îi aparții sau la ale unui grup care îți poate oferi sens, direcție și suport în viață. Tihna, odihna, odihnește-te suficient, dormind cel puțin 7-8 ore în fiecare noapte. Nu așa cum doarme bărbatul, ci așa cum dorm copiii. Exercițiu fizic, fă în fiecare zi mișcare, timp de cel puțin 30 de minute, fă exerciții de creștere a forței musculare, cel puțin de 2 ori pe săptămână. Și am pus mai multe tipuri de activități fizice ca să nu spună nimeni că eu nu pot să fac aia sau eu nu pot să fac cealaltă. De mers pe jos putem toți. Și în plus de cele 8 remedii, atenție tinerii, poartă centura de siguranță când mergi cu mașina, casca de siguranță când mergi cu bicicleta sau cu motocicleta. Cultivă strategii solide de rezolvare a dificultăților vieții și o perspectivă pozitivă, optimistă. Cultivă relații de suport social și legături frecvente cu familia și prieteni. Verifică-ți regulat sănătatea și nu uita de examenele preventive specifice sexului sau vârstei. Întrebarea este, putem aplica aceste remedii simple la una din cele mai frecvente boli ale secolului nostru? Și boala cea mai frecventă, după cum spuneam, este depresia. Cum ajungem la depresie? Aflăm zi de zi vești despre războaie, despre refugiați sirieni care vin peste noi, bombardamente, cutremure, accidente de circulație, un baraj s-a rupt, inundații
secetă, foamete, șomaj. Familia este numeroasă, cineva drag este bolnav, cineva drag a murit. Unde duc toate acestea? Evident, în cabinetul medicului. Deci, nesiguranța socială și stresul zilnic lasă urme greu de tratat în rândul populației. Apar, deci, afecțiunile psihice. Aș vrea să vă dau un exemplu de un factor de risc vis-a-vis de depresie, de afecțiuni psihice, care aș vrea să văd dacă, după ce vă dau acest exemplu, cineva din sală nu este acesta un factor de risc pentru el. Chiar sunt curioasă. Deci, factor de risc, timpul. O adevărată luptă în a-l obține este un factor de risc. Un zbârnit prelung tulbură liniștea. E timpul. În fiecare dimineață, ca la un semnal, mii de inimi tresar începând să bată mai repede. Banda rulantă a programului zilnic își reîncepe cursa. Coloane de mașini, șiruri de tramvaie, rânduri de trecători măsoară minutele, secundele. Sirene, ceasuri, cadrane își torc tic-tacul îngrijorător ca să aducă aminte omului că timpul trece. Timpul, acest lux atât de capricios și fragil care se duce ireversibil, acest articol de primă necesitate răstoarnă tihna patriarhală, lipsindu-l pe om de rarele sale răgazuri. Timpul lipsește, așa-i? De la jumătatea veacului trecut, când gongul profetic a bătut începutul ultimului timp, omenirea s-a angajat într-o uriașă competiție cu timpul. Dar ciudat lucru. Cu cât se accelerează, parcă tot cu atât timpul se îngustează. Și iată că, paradoxal, secolul vitezei este handicapat tocmai de criza de timp. În accese de dăruire frenetică, se încearcă orice, se aruncă în luptă cu timpul toate forțele. Timpul se poate cumpăra. Ați găsit de vânzare timp, fie ei dolari, euro sau alți bani? Este timpul un factor de risc, de stres? Și este, chiar și pentru copii, chiar și pentru preșcolari, că îi sculăm de dimineață să-i ducem la grădiniță, în loc să doarmă până la ora la care doresc. Timpul este și pentru adolescenți un stres. Trebuie să meargă la școală, să-și facă o carieră, să se ducă. Îi ducem pe copii la diverse activități extrașcolare. Adulții nu mai vorbim. În lupta pentru existență, aleargă și aleargă și aleargă zi de zi. Poate o să-mi spuneți, când voi fi bătrân, voi fi la pensie, nu o să am nici nepoți de crescut și o să am timp. Nu, nu o să avem timp, pentru că atunci ne stresăm că timpul se duce și nu o să mai fim noi. Totuși, în învălmășala milioanelor de pași agitați de stresul încins al alergării, în tic-tacul lor mai haotic, se aude bine un glas. Omule, oprește-te! Dumnezeu, da, Domnul vorbește în Psalmul 46:10. El, Părintele veșnicilor, El, Făuritorul timpului, cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfințitul lui. E timpul să-l lăsăm să vorbească.
Deci, timpul este un factor de risc pentru depresie. Da, și să ne întoarcem la depresie. Un individ devine bolnav psihic atunci când nu se mai acceptă pe sine însuși sau pe alții. Când are o preocupare excesivă pentru propriul corp și propria persoană, când pierde contactul cu realitatea, retrăgându-se în propria lume și nu se mai poate adapta normelor sociale, ocupaționale și culturale. Este definiția bolilor psihice. Câteva date despre aceste boli. Peste o treime din populația totală a lumii suferă de tulburări mentale. Peste o treime. Un român din trei este fie depresiv, fie dependent de alcool sau de droguri, fie are schizofrenie. Un român din trei. Nici previziunile la nivel mondial nu arată mai bine. OMS estimează că în anul 2020 și mâine poimâine e 2020, tulburările psihice, mai ales depresiile, se vor număra în Europa printre cauzele principale ale decesului. Scad bolile cardiovasculare și cresc depresiile. Îngrijorătoare este creșterea numărului copiilor cu tulburări mentale. 13% din copiii cu vârstă între 5 și 15 ani nu mai pot duce o viață normală, acasă și la școală, din cauza acestor probleme psihice. Spuneam că noi suntem depozitari unor informații de foarte mult timp. Din anii 1872, Ellen White spunea, în sfaturi pentru sănătatea mentală și spirituală. Boli care au origine psihică. O mare parte din bolile care afectează omenirea își au originea în minte și nu pot fi tratate decât prin recuperarea sănătății mentale. Numărul celor care sunt bolnavi din punct de vedere psihic este cu mult mai mare decât ne imaginăm. Mulți dispeptici suferă din cauza sufletului lor bolnav, deoarece necazul și supărarea au un efect paralizant asupra organelor digestive. Din nefericire, însă, foarte mulți oameni ignoră simptomele acestor boli și ezită să ceară ajutor. Întrebarea este de ce? De ce ne ascundem? Motivele sunt frica de stigmatizare socială, va zice că sunt nebună, orgoliu personal, nu, cum să fiu eu să am boală psihică, nu se poate, sau ignoranța, acestea sunt motivele. În timp ce majoritatea persoanelor nu ar glumi pe seama unei persoane cu cancer de sân, afecțiunile psihice rămân deschise ridiculizării. Ne place să râdem de cei care suferă psihic. Printre simptomele care ne fac să ne gândim la afecțiuni psihice și în mod deosebit la depresie, se numără. O dispoziție depresivă, așa, ne vine să plângem toată ziua degeaba, fără niciun motiv. Lipsa interesului și a plăcerii, insomniile, oboseală precoce, modificarea apetitului fie prin creșterea poftei de mâncare, fie prin scăderea poftei de mâncare, cefalea, deci durerea de cap, furnicături, senzație de sufocare și nod în gât. De asemenea, manifestări gastrointestinale, fie diaree, constipație, grețuri, vărsături. Inexplicabile, fără o boală organică. Vestea bună este însă că tulburările psihice și în mod special depresiile pot fi tratate.
Dar înainte de a fi tratate, evident, aceste boli trebuie diagnosticate. Diagnosticarea bolilor psihice se fac de către medicul de familie, medicul psihiatru și psihologul, folosind diverse metode. Care este tratamentul? Psihiatrii subliniază că un pacient cu probleme psihice se poate vindeca în câteva luni până la câțiva ani cu tratamentul potrivit. De exemplu, cu medicamente și psihoterapie, o depresie severă se poate vindeca în 6-9 luni, fiind nevoie ulterior doar de ședințe de întreținere atunci când pacientul simte nevoia. Atenție! Și nu degeaba am făcut să se miște atenția, aș vrea să fiți foarte atenți. Nu folosiți din proprie inițiativă sau la îndemnul cunoștințelor medicamente antidepresive. Nu că v-a spus vecinul că eu am luat X medicament și m-am simțit așa foarte fericit, hai să iau și eu. Deci nu folosiți. Ce putem face în schimb, fără avizul unui medic? Putem să facem ceva. Și ne întoarcem la cele 8 remedii. Ce spune literatura de specialitate cu privire la cele 8 remedii simple pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție și bolile psihice? Și vreau să vă spun că am căutat foarte mult pe fiecare remediu în parte să văd ce legătură are cu bolile psihice. Și iată ce am găsit. Alimentația. Anumite alimente pot juca un rol important în prevenirea tulburărilor psihice, iar altele pot agrava simptomele care duc la declanșarea acestora. Psihiatria nutrițională are în vedere un regim alimentar benefic pentru creier, care urmează aceeași logică precum un plan alimentar pentru controlul greutății. Este indicat să limităm cantitatea de zahăr și alimente bogate în grăsimi procesate. Vă aminteați ce spuneam la alimentație? Și să optăm pentru o dietă bogată în plante, fructe proaspete și cereale integrale. De asemenea, este recomandat să înlocuim untul cu uleiul de măsline. Cu alte cuvinte, ar fi bine să ne orientăm către o dietă mediteraneană care este ideală atât pentru sănătatea fizică cât și pentru cea mentală. De altfel, mai multe studii de specialitate efectuate în Europa au arătat că o astfel de dietă nu numai că previne apariția depresiei, dar și o tratează. Este un citat, este o declarație a unui mare psihiatru, Felice Jacquat. Ascultarea de Dumnezeu. Să vedeți ce am găsit în literatura de specialitate. Pacienții care cred în Dumnezeu răspund mai bine la tratamentele psihiatrice pe termen scurt, conform unui nou studiu coordonat de David Rosmarin, profesor de psihiatrie la Harvard Medical School din Boston. Am descoperit, spune el, că pacienții mai credincioși aveau rezultate mai bune în urma tratamentelor, simțindu-se mai bine cu propria persoană și suferind mai puțin de depresii și stări de anxietate. De ce trebuie să ne pună un specialist să ascultăm de Dumnezeu? Exercițiu fizic. Un studiu condus de câțiva cercetători ai Universității din Essex relevă faptul că o plimbare de 5 minute, deci atenție, 5 minute, într-un parc are ca efect creșterea respectului de sine și inducerea unei evidente stări de bine. 5 minute. Cele 5 minute de plimbare în parc pot fi la fel de bine 5 minute de plimbare cu bicicleta în afara orașului sau 5 minute de grădinărit. Ideea principală
Este petrecerea de timp în aer liber, într-un mediu pe care să-l putem asocia cu ideea de natură. În urma studiului care a fost efectuat pe un eșantion de 1252 de persoane, s-a stabilit că efectele pozitive amintite mai sus s-au înregistrat în cazul tuturor subiecților, dar tinerii par să fie mai câștigători ai timpului petrecut în aer liber. Astfel, 5 minute de plimbat într-un parc te vor întări mental, merită să le rupi din programul zilnic și să le petreci unde trebuie. Țineți minte aceste 5 minute. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munte și mare și între munte și mare câmpii întinse de nu le vezi capătul și dealuri cât poți cuprinde cu vederea. Avem unde să le petrecem cele 5 minute? Avem. Soarele. Vitamina D este o vitamină liposolubilă care se găsește în foarte puține alimente și poate fi sintetizată de organism în prezența razelor solare. O carență de vitamina D, spune literatura de specialitate, atrage după sine o absorpție insuficientă a calciului, care determină nu doar demineralizarea oaselor, ci și alte probleme de sănătate, precum hipertensiunea arterială, cancerul, tuberculoza, scleroza multiplă, dureri dentare și boli psihice, depresie, tulburare bipolară sau schizofrenie. Și am văzut cazuri. Apa și aerul. S-a constatat că și calitatea aerului, a alimentelor și a apei influențează echilibrul psihic, ca să nu mai vorbim de climat. Climatul sedativ din regiunile deluroase și premontane este un elixir pentru suflet încă prea puțin folosit. Temperanța, mari dăunători, alcool, tutun, cafea, sunt iarăși o premisă, deci renunțarea la ei, excelentă pentru însănătoșirea psihică, dar și pentru prevenirea tulburărilor de acest tip. Odihna, lipsa de odihnă și de relaxare prin culcare la ore prea târzii și trezire prea devreme este una din cauzele bolilor psihice. Deci, există și abordări complementare în tratarea depresiei? Da, există. Și să le vedem. Unele cărți îi ajută pe pacienți să înțeleagă mai bine și să încorporeze armonios elementele sănătății mentale în viața lor. Biblia, studiată în profunzime, este extrem de utilă în acest sens. Identificarea gândurilor exagerat de negative sau de autocritice și dezvoltarea unor atitudini mai realiste de acceptare de sine este o altă metodă. Grupurile și cercurile de suport conduse de specialiști competenți în managementul depresiei pot fi foarte utile și eficiente. Și nu în ultimul rând, întâlnirile de la biserică, pe grupe, tinerii cu tinerii, adulții cu adulții, bătrânii cu bătrânii, pot găsi multe punți de comunicare și pot să scape de aceste boli atât de grave. O altă abordare, fărâmițarea problemelor copleșitoare din prezent în componente mai mici și identificarea unor pași concreți de soluționare a lor. Când ai așa un ecaz care ți se pare ție că este fantastic de mare, încearcă și împarte în feliuțe și rezolvă fiecare feliuță în parte. Cum spuneam, activitatea fizică regulată, cum ar fi mersul pe jos în pas vioi, timp de 30-45 de minute zilnic, s-a demonstrat prin numeroase studii că activitatea fizică regulată este eficientă în prevenirea și tratamentul depresiei. Unele plante medicinale, cum ar fi, de exemplu, sunătoarea,
par să aibă un efect semnificativ împotriva formelor medii de depresie. Silvoterapia, adică terapia pădurii, câteva ore petrecute în liniștea și armonia pădurii, au adesea efecte mai puternice decât multe din remediile naturale sau de sinteză în ceea ce privește armonizarea emoțională. Programare de activități plăcute, antrenante în fiecare zi, căutați modalități de a colora existența și de a vă bucura de plăcerile curate ale vieții. Și un sfat practic, admirați natura, creația mâinilor lui Dumnezeu, e atât de frumos, e atât de plăcut să miroși o floare, e atât de frumos să scrii un vers și să privești la soare, soarele care încălzește întregul univers, e atât de gustos fructul care se coace încet pe ram și e atât de misterioasă lumina lunii care bate în geam. E bine să ne bucurăm în lumea în care ne-am născut și trăim. Dumnezeu asta dorește pentru noi. În loc de concluzie, să ne oprim și să întindem o mână, să dăruim o părticică din sufletul nostru celor aflați în suferință, să ajutăm persoanele cu tulburări psihice să aibă drepturi și șanse la o viață cât mai împlinită, să beneficieze de sprijinul de care au nevoie ei și familiile lor. Ar putea fi dragostea remediul universal al bolilor sufletului, indiferent de gravitatea lor? Cu siguranță, da. Totul este să fie dragoste în sensul real, creștin, al cuvântului și nu simpla pasiune în diferitele ei forme cu care adesea este confundată. În Biblie se dă o definiție a adevăratei iubiri și o știm cu toții. 1 Corinteni 13. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu bizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvicios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Amin. Și din câte știu eu, de la o întâlnire la cealaltă, vă puneți o țintă. Nu știu care a fost ținta de data trecută, dar eu m-am gândit până la următoarea întâlnire, 5 minute zilnic în natură de vorbă cu Dumnezeu. Chiar dacă este iarnă, se poate și lucrul, și iarna. Iar natura este frumoasă și iarna, și vara, și toamna. De vorbă cu Dumnezeu, 5 minute zilnic în natură. Lăsând acasă telefonul, Facebook-ul și toate celelalte aparate care ne sustrag. Vă mulțumesc pentru atenție!
venit peste noi cântări. Domnul pe cine face așa fericit, strânge dorul și mai depărtări. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său blând, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Lasă mare dure, lasă gândul ce rău, orice teamă aruncă, dar frânge pâinea în partea cu fratele tău, vei uita astfel orice amar. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său blând, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. După ani de suspin, după luptă și timp, gustă iar în dulceața sa, poartă-ți gândul spre casă, spre noul cămin, și atunci inima va cânta. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său blând, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său blând, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Și acum, în încheierea programului divin, vom intona imnul Doamne, spre Tine privim.
Tatăl nostru scump și bun, care locuiești sus în ceruri, în glorie și mărire, venim înaintea feței tale în numele scump și puternic al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să-ți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru privilegiul deosebit pe care l-am avut în ora aceasta de a învăța din cuvântul tău și de a învăța despre sănătatea noastră fizică. Îți mulțumim din toată inima noastră, Doamne, că Tu ne iubești atât de mult și Tu dorești să ne conștientizezi pe fiecare dintre noi că ne trebuie în primul și în primul rând sănătate și mai ales sănătate spirituală. Scumpul nostru Iisus, te rugăm să ai Tu milă și îndurare de noi păcătoși, ai milă și îndurare de toți cei care sunt bolnavi, de toți cei care suferă, care au atacuri din astea puternice. Te rog, Doamne, să fii Tu medicul lor. Te rog să fii Tu salvatorul lor. Doamne, suntem la o vârstă care de acum încolo o să vină multe boli asupra noastră. De aceea te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să fie cu noi și să ne ferești Tu de orice rău. Scumpul nostru Iisus, te rugăm și pentru cei care sunt bolnavi. Te rugăm în mod special pentru sora Eugenia, care e de atâta timp la pat. Doamne Iisuse, ai Tu milă și îndurare de ea. Fii Tu medicul ei suprem. Te rugăm în mod special să binecuvintezi musafirii, oaspeții noștri care au venit pentru prima dată în locașul Tău. Te rugăm să-i ocrotești, să-i binecuvintezi și să-i ajuți să ia fiecare o hotărâre în dreptul lor de a Te urma pe Tine și de a avea parte de viața veșnică. Te rugăm, scumpul nostru Iisus, să binecuvintești și pe sora noastră, doctor, care ne-a prezentat cuvântul Tău, familia dânsei. Te rugăm să binecuvintezi pe săraci, pe văduve, pe orfani și pe toți cei care sunt bolnavi, Doamne. Ai Tu milă de noi toți, ai milă de noi păcătoși. Te rugăm acum să revești harul Tău, pacea Ta și binecuvântarea Ta peste fiecare dintre noi, căci toate Te-am rugat în numele scump și puternic al Domnului Iisus, facă-se voia Ta și nu voia noastră, acum și în veci de veci. Amin. Amin.